Câteva femei, un minor și preotul au fost blocați în biserică, unde au stat fără hrană și apă mai bine de 2 zile. S-a întâmplat în comuna Rezeni, raionul Ialoveni, unde lumea nu poate împărți lăcașul sfânt. Nici sfintele sărbători pascale nu au fost în măsură să calmeze spiritele. O vreme, conflictul din Rezeni părea să fie consumat. Biserica era deschisă, iar sătenii aveau liber să meargă la slujbe. Însă nu a durat mult. Nina Cotorobai, mătușa preotului Andrei Cotorobai, ar fi rupt lacătul vechi de la ușă și a pus unul nou. Mai multe persoane au rămas blocate în interior. Da, nu ne permit să intrăm în biserică cu pus lacata. Știți că fără voia noastră, teritoriul nostru nu mai privat, nu aveți intra. Știți de asta? N-aveți. Luați-vă, duceți ca niște femei acasă, dormiți, să liniștiți lângă bărbații voștri acasă și nu umblați pe teritorii străine. Știți? Da. Aici nu-i vocțal de câte ori v-am spus. Oamenii au aflat despre cele întâmplate și s-au strâns la poarta lăcașului cu gândul că vor rezolva problema și vor reuși să elibereze persoanele blocate în interior. Aceștia s-au dovedit a fi nemulțumiți că accesul în ograda bisericii le este din nou interzis. Am venit să ne rugăm și că-i poarta încuietă și ușa încuietă la biserică și este părintele în biserică, 2 femei și un copil. Când am auzit că Nina o stricat cu Ivon Lăcat, am venit înapoi și ajuns până la ora 4 aici. Da, ați vorbit cu cineva din interior, prin telefon, cum simt, ce fac acolo? Da, n-am mai sunat, că mi s-ar pe inima, nu pot. Dureros e pentru noi. Ați ajuns la așa ani și nu puteți să mergeți la Sfânta Biserică. Nu putem. Enoriașii din Rezene ar fi încercat de nenumărate ori să vorbească cu Nina Cotorobai, dar degeaba. De 2 ori am sunat pe numărul ei și nu ne-au răspuns deloc. Erau și polițiștii ei și așa o scris prin dosar acolo că nu răspunde doamna Nina. Este și un copil minor, dar și nici o apă, nici aghiazmă este în biserică. Noi sperăm la Domnul Iisus Hristos și la Măiculița Domnului, ne rugăm, am venit să ne rugăm. N-am venit să ședem la poarta bisericii și pe ploaie și pe vânt și am stat la poarta bisericii și am făcut rugăciuni. Poarta tot era închisă, am făcut rugăciuni la poartă, ne-am dus în biserică. Stă lumea în biserică și păzește, că e proprietară. Asta nu e o coșteriață, dar e o biserică. Am blaș prin sat și am strâns bani. Și am dat și agitoare, și icoane, și una și alta. Eu am lucrat în Sfânta Biserică, am măturat și știu ce s-o făcut așa. Am încercat și noi să intrăm în ograda bisericii, dar poarta era încuiată. Cu preotul Andrei Cotorobai am vorbit la telefon. Acesta ne-a spus că au rămas fără hrană și nu știu cât vor mai rezista. Stăm, așteptăm, ne stăruim ca să nu mâncăm și să nu bem nimic, să ținem post negru pentru ca să nu avem necesitate de a merge la baie și tot așa mai departe. Am înțeles. Ce urmează? Ce veți face în continuare? Până ce o fi, așteptăm. Noi stăm aici în biserică, ne rugăm lumea să roagă la poartă, așteptăm ca totuși justiția să facă dreptate odată și odată, să ne permită totuși acces, ca să nu ne temem, ca să venim de fiecare dată aici la biserică. Am încercat să vorbim și cu Nina Cotorobai, dar femeia nu ne-a răspuns la cele 2 numere de telefon pe care le are. Oamenii din sat afirmă că au cerut intervenția polițiștilor, dar nimic. Aceștia ar fi neputincioși în fața situației, deoarece biserica se află pe un teren privat. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco, ne-a spus că polițiștii au intrat totuși în ograda bisericii și au vorbit cu proprietara. Proprietara bisericii a permis accesul polițiștilor în biserică, stabilindu-se că preotul are acces prin intrările de rezervă în biserică de la care deține chei. La fel, ienoriașii aduc acestora mâncare, însă până la moment în biserică se află un preot și 2 femei care desfășoară slujbele pascale, solicitând să nu fie încălcat dreptul la religie, astfel continuă să se opună categoric de a părăsi biserica. Scandalul de la Biserica Sfântul Nicolae din Rezene a început în urmă cu 2 ani. După moartea preotului paroh Ion Cotorobai, la biserica din sat a venit un alt preot, feciorul celui decedat, fapt demonstrat prin decizia mitropoliei. Ulterior s-a stabilit că până la decesul Ion Cotorobai a lăsat un testament, prin care a desemnat-o ca unic moștenitor pentru toată averea sa pe sora lui, o femeie de 54 de ani. De atunci, femeia deschide biserica doar când dorește. Enoreașii spun că Nina Cotorobai vrea să vândă biserica. Noi vom reveni în acest subiect.